Această rubrică vă este oferită de Sanador. Una dintre cele mai frecvente boli grave la bărbați, cancerul de prostată, poate fi diagnosticată astăzi prin metode moderne. De obicei, afecțiunea se dezvoltă foarte lent și afectează în special bărbații mai în vârstă. Ce înseamnă această boală și cum poate fi descoperită, discutăm cu invitatul meu, domnul conferențiar dr. Marcian Manu, medic primar urologie. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce este cancerul de prostată? Deci, în primul rând, trebuie să știm că prostata, ca să discutăm simplu, poate dezvolta trei tipuri de afecțiuni. Afecțiuni benigne reprezentate de hipertrofia benignă de prostată, afecțiuni maligne, și aici vorbim despre cancerul de prostată, și afecțiuni inflamatorii infecțioase, și aici vorbim în general de ceea ce noi numim prostatite, care pot fi acute, cronice sau subacute. Când vorbim de cancerul de prostată, vorbim de o dezvoltare malignă, de o deviere a dezvoltării celulare prostatice în direcție malignă, necontrolabilă sau controlabilă și tratabilă dacă este descoperită într-un stadiu precoce. În ceea ce privește posibilitatea coexistenței acestor afecțiuni, trebuie să știm de la început că un pacient care are adenom de prostată sau hipertrofie benignă poate avea și cancer de prostată, sau un pacient care are cancer de prostată poate avea o infecție a prostatei, o prostatită. Deci aceste trei principale afecțiuni ale prostatei pot coexista și aici este foarte important consultul urologic. În ceea ce privește simptomatologia clinică a cancerului de prostată, ea nu este specifică față de adenomul de prostată și aici este foarte dificil de făcut diagnosticul diferențial. Amândouă, și în principal cancerul de prostată, se poate manifesta cu urinare dificilă, cu ceea ce noi numim disurie, cu urinare frecventă, polachiurie, cu dureri hipogastrice, cu dureri perineale, cu semne ale complicațiilor, cu hematurie, adică eliminare de urină cu sânge, sau cu hemospermie, prezența sângelui în spermă. Toate aceste simptome pot să nu existe, poate exista cancer de prostată fără nicio simptomatologie. Practic, în plină sănătate, pacientul poate descoperi că are cancer de prostată. Când și la cine apare și, de asemenea, care sunt factorii favorizanți? Factorii favorizanți pentru cancerul de prostată sunt, în principal, factorii genetici. Și aici se cunoaște faptul că un bărbat care are o rudă de gradul 1, respectiv frate sau tată, cu cancer de prostată, are un risc de două ori mai mare de a dezvolta cancer de prostată și dacă are două rude cu cancer de prostată, are un risc de 5-6 ori mai mare. Pe de altă parte, există factori hormonali. Testosteronul crescut la bărbat poate fi implicat în dezvoltarea cancerului de prostată, deci valorile crescute ale testosteronului, sau factori alimentari. Cei care consumă în exces carne și grăsime au un risc mai mare de a dezvolta cancer de prostată, în timp ce cei care, de exemplu, fac tratament cu vitamina E au un risc mai scăzut de a face cancer de prostată. Cum diagnosticăm corect și modern cancerul de prostată? Ca să ajungem la modern, trebuie să plecăm de la clasic. Noi diagnosticam cancerul de prostată și înainte de era tomografiei și a rezonanței magnetice și în anii 50-40 se diagnostica cancer de prostată, dar într-adevăr în ultima vreme s-au produs evidente progrese în ceea ce înseamnă diagnosticul. Trebuie să începem cu examenul clinic, care trebuie făcut oricărui pacient urologic, care va implica o anamneză și un examen al pacientului, unde vom observa factori genetici, alimentari, comportamentali. În al doilea rând, tușeul rectal este o manevră absolut indispensabilă detecției cancerului de prostată, pentru că acesta se dezvoltă în general periferic, la periferia prostatei, și tușeul rectal îl poate detecta foarte rapid, în peste 50% din cazuri. Un factor important apărut în anii 79-80 este antigenul specific prostatic, așa numitul PSA. Este o protează secretată selectiv numai de către și electiv numai de către celulele epiteliale prostatice. Și acest parametru practic a revoluționat
Nu numai cancerul de prostată, ci și oncologia, pentru că este cel mai fidel marker din oncologie. Creșterea lui peste valori de 4, valoarea normală este undeva între 0 și 4, bineînțeles se raportează și la vârstă, creșterea peste valori de 4, între 4 și 10, ne duce undeva într-o zonă ridă, în altă suspiciune de cancer prostatic, iar peste 10 este o mare probabilitate ca pacientul să aibă cancer de prostată. Un al treilea element important este examenul ecografic, care se poate face transabdominal, dar mult mai bine transrectal și care poate detecta leziuni suspecte, dubioase, hipoecogene sau uneori izoecogene, care pot sugera cancerul de prostată. Iar în ultimul timp, investigația imagistică care s-a impus este rezonanța magnetică nucleară, cu forma ei cea mai nouă, dezvoltată în ultimii ani, care se numește RMN multiparametric prostatic. Este o investigație de mare fidelitate și de mare finețe, care poate realiza o hartă a prostatei cu leziuni dubioase, ce pot fi încadrate într-un așa numit scor PIRADS, cu valori de la 1 la 5, unde valoarea 1 este, să zicem, bună, cu un risc foarte scăzut de a dezvolta cancer de prostată, valoarea 2 a scorului PIRADS, un risc scăzut, valoarea 3 este intermediară, valoarea 4 este o înaltă suspiciune de cancer de prostată, iar 5 este aproape sigur cancer de prostată, deci un risc foarte înalt. Domnule doctor, vă mulțumesc mult pentru intervenția în direct la Digi Matinal. Eu vă mulțumesc. Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.